România este recunoscută pentru peisajele de poveste, pentru unicitatea locașurilor de cult, pentru oamenii primitori și calzi. Sunt multe locuri care merită vizitate de către orice turist. Astăzi facem o oprire în sudul țării, nu departe de capitală. La 40 de kilometri de București, regăsești un peisaj unic și locuri încărcate de istorie. Destinația noastră, localitatea Comana din județul Giurgiu. Am regăsit aici parfumul dulce al bujorilor, ciripitul blând al păsărilor de pădure, meșteșuguri vechi readuse la viață și frumusețea slujbelor săvârșite în ctitoria lui Vlad Țepeș, mănăstirea Comana. Am pornit din București într-o dimineață călduroasă de sfârșit de mai. Prima oprire a fost Parcul Natural Comana, acolo unde l-am avut ghid pe inginerul Cătălin Croitoru. Împreună am pornit în căutarea bujorului de pădure, o specie unică și protejată prin lege. Suntem în Parcul Natural Comana, pe un traseu de vizitare, un traseu care ne conduce în rezervația naturală de bujor, pe Peonia Peregrina. Ne putem, ne putem orienta, având o hartă la îndemână pe care noi o punem la dispoziție vizitatorilor sau turiștilor. Care... Traseul acesta se poate face și fără un ghid? Se poate face și fără un ghid, el fiind marcat din loc în loc printr-un cerc de culoare albă, în mijlocul căruia se află un punct de culoare roșie. Este sfârșitul lunii mai, sperăm să mai găsim bujori. Sunt șanse să mai găsim bujori înfloriți la această dată. Ok, mergem la bujori. Haideți! După un drum destul de ușor de parcurs, am ajuns unde? Am ajuns în rezervația padinată Tarului, desemnată pentru protejarea bujorului de pădure, Peonia Peregrina Varietatea Romanica. E o suprafață de 231 de hectare, unde e populația cea mai concentrată de exemplare de bujor. Însă el poate fi întâlnit și în afara acestei zone. După mai multe căutări, în sfârșit am găsit un bujor înflorit. Uitați-l. Este un bujor întârziat? Este un bujor întârziat. Probabil că mai sunt în rezervații astfel de exemplare izolate, dar pot fi identificate destul de greu, pentru că sunt ascunse printre tufele de păducel, de arțar, de jugastru, de speciile de... care alcătuiesc etajul de sub arbuști. Deci suntem norocoși că l-am găsit. Foarte norocoși. Acest bujor este protejat pentru arealul său, pentru zona aceasta specifică, pentru arboretul în care el se găsește, și anume într-un arboret alcătuit din două specii de stejari, cerul și gărnița, ceea ce oferă condiții foarte bune de vegetație și un grad de umbrire potrivit pentru a se dezvolta. Numai aici, în zona aceasta, poate fi întâlnit. Pădurea de la Comana mi-a readus mirosul copilăriei. Știți mirosul acela de iarbă proaspătă, de flori sălbatice? E spectaculoasă România. Are o dulceață aparte. Merită să o cunoașteți, merită să o vedeți. Veți trăi lucruri minunate. O altă specie protejată care se găsește doar în această zonă este ghimpele. Așadar, următoarea noastră oprire a fost rezervația de ghimpe. De la bujor mergem? Mergem în pădurea Comana, în rezervația naturală de ghimpe. O suprafață de 249 de hectare a fost desemnată pentru protejarea acestei specii de plante, ghimpele, Ruscus aculeatus. O specie protejată, care se află la limita nordică a arealului. Unde ne aflăm? Acum suntem... Ne aflăm între Balte și trupul mare de pădure. Și o luăm marginea, în ce marginea, în marginea rezervației, și o să mergem pe direcția spre nord.
Drumul acesta se parcurge pe jos. Drumul din acesta localitate, se parcurge pe nu? Jos, o distanță de aproximativ 2,5 km. După mult timp, am găsit și o fântână cu apă potabilă. Fântâna este ridicată acolo, în amintirea lui Vlad Țepeș, conform unei legende locale. Locuitorii satului au păstrat o fântână în apropierea mănăstirii, în pădure, în locul numit Fântâna Cunuc, unde se pare că a fost locul prinderii și uciderii sale. După acest traseu frumos, turistul se poate opri câteva minute pentru a se răcori la această fântână, care a fost zidită aproape acum 90 de ani. E potabilă apa? Este potabilă. Suntem în siguranță? Sigur că da. Haideți să testăm. Asta e gustul României. Foarte bună. Apa dulce de izvor. Pornim din nou la drum și nu după mult timp, întâlnim și primul ghimpe. După aproximativ 10 minute de mers pe jos, iată primele exemplare de ghimpe. De ce e special? Este o specie endemică, o specie foarte rară la noi în țară. Ea se află la limita nordică a arealului, o specie mediteraneană. De departe, cea mai mare atracție a parcului natural este Delta Neașlovului. Ocupă locul 2 din țară ca biodiversitate după Delta Dunării și este un important punct de atracție pentru turiști. Are o suprafață de 1206 hectare și găzduiește numai puțin de aproximativ 212 specii de păsări, dintre care 78 de specii sunt protejate prin convenții europene și internaționale. Câteva dintre ele am să enumăr: rața roșie, rața cu cap castaniu, lebăda de vară, mai putem întâlni pe peluciu de apă, cormoranul mare, cormoranul mic și câteva specii de pești, printre care cleanul de Comana, unde îl întâlnim doar în Balta Comana. Pe raza localității Comana sunt 3 unități de cazare care oferă turiștilor pentru un weekend cazare, masă și, bineînțeles, și plimbări în Parc Natural Comana. De asemenea, și noi putem oferi administrația parcului spre închiriere biciclete și bărci, embarcațiuni, însă recomandăm vizitatorilor și turiștilor să aleagă opțiunea în care noi însoțim grupurile pe trasele marcate, grupurile de vizitatori. De la Balta Comana mergem să vizităm mănăstirea cu același nume, veritabil monument istoric. A fost ctitorită de Vlad Țepeș în anul 1461 ca mănăstire cetate. Locul pe care a fost înălțată mănăstirea era odinioară o insulă. Vlad Țepeș a construit un schit de călugări în lemn care nu a rezistat în timp, pentru că 100 și ceva de ani mai târziu, în anul 1588, un boier din această zonă, Radu Șerban, cel mai bogat boier din vremea lui Mihai Viteazu, moștenește niște pământuri de la mama sa, Dumnezeu îi dă gândul cel bun, și hotărăște ca pe unul dintre aceste pământuri să ridice o mănăstire spre slava lui Dumnezeu. Și alege ca loc pentru noua ctitorie ruinele mănăstirii lui Vlad Țepeș. Curăță întreaga insulă pe acea vreme, construiește biserica de piatră care se păstrează ca formă până în zilele noastre și chilii de jur împrejur pentru călugări, iar mai târziu, când va ajunge domnitor al țării românești la Târgoviște în anul 1602, va dispune pictarea întregii biserici. Părți din pictura originală nu s-au păstrat până astăzi. Cel de-al treilea ctitor al mănăstirii este vornicul Șerban Cantacuzino, o mare dregător, care în anul 1700 rectitorește întregul ansamblu monahal. Adaugă un pritvor biserici, adaugă un paraclis închinat sfinților Spiridon și Eftimie în latura de miază zi a ansamblului, 4 turnuri de apărare în cele 4 colțuri, etajul superior al chiliilor și un frumos foișor brâncovenesc cu coloane de piatră pe latura de nord a casei domnești.
Din vremea sa avem o descriere foarte frumoasă, făcută de către un pelerin arab, Paul din Alep, care îl însoțea pe patriarhul Macarie al Antiohiei în peregrinările sale în țara românească. Mănăstirea, spunea el, este mare și frumoasă, cu patru turnuri de apărare în cele patru colțuri, iar sultanul, nici dacă ar vrea, nu o va putea cuceri, nu datorită zidurilor care nu sunt foarte înalte, ci datorită poziției strategice și de nepătruns, cu ape care nu îngheață nici în iernile cele mai aspre. Istoria așezământului a fost una încercată. În timpul războaielor a fost transformată în închisoare și în spital militar, iar în timpul regimului comunist, în depozit de cereale. A fost redeschisă în anul 1992. În perioada de restriște amintire comunistă, mănăstirea este închisă și transformată în depozit de cereale pentru CAP-ul din sat. Iar în 1992, cu purtarea de grijă a Părintelui Patriarh Teoptist, mănăstirea este redeschisă ca mănăstire cu viața monahală de obște, iar aici sunt aduși primii părinți care să renoade șirul rugăciunilor întrerupte cândva. Odată cu venirea Preasfințitului Părinte Ambrozie, ca cel dintâi episcop al Episcopiei Giurgiului, în anul 2006, mănăstirea intră într-un amplu proiect de restaurare cu fonduri europene. Încheiată astăzi, cu succes, spunem noi, au fost reabilitate toate spațiile ansamblului monahal. Pelerinul ajuns aici va pleca îmbogățit duhovnicește. În biserica mănăstirii se poate închina la icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ierarh Nicolae. Prin istoria ei bogată, mănăstirea a devenit o icoană simbol, o piatră vie de mărturisire a vremurilor trecute, a istoriei și continuității românilor pe aceste meleaguri. Au fost descoperite vestigii încă din perioada neolitică și cu toate că a trecut prin foc și sabie de multe ori, mănăstirea nu a fost niciodată abandonată, biserica mănăstirii a fost deschisă neîncetat, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită aici în fiecare zi. Pentru toți pelerinii care vin și trec astăzi pragul Sfintei Mănăstiri, icoana Sfântului Ierarh Nicolae, considerată a fi făcătoare de minuni, îi întâmpină și Sfântul Ierarh este cel care le împlinește rugăciunile și le întărește credința în Dumnezeu. Mănăstirea păstrează vestigii importante. Dacă ajungeți aici, trebuie să vizitați și foișorul brâncovenesc sau sala tronului. Ne aflăm în foișorul brâncovenesc, construit de către Șerban Cantacuzino în anul 1701. Coloanele de piatră sunt originale, păstrate in situ, pietre nemișcate de la locul lor vreme de 300 de ani. Gândiți-vă câte povești, câte șoapte, câte rugăciuni, câte taine au auzit aceste pietre de-a lungul istoriei. Ele au devenit astăzi de asemenea un simbol al trăiniciei mănăstirii pe aceste meleaguri. Foișorul are 10 coloane de piatră cu deschidere spre delta Neașlovului, iar cele două coloane care sunt încastrate în zid au sculptate în coronament vulturul bicefal, vechi simbol heraldic bizantin, și efigia familiei Cantacuzino. Suntem în sala tronului, la etajul casei domnești, în Sfânta Mănăstire Comana, casă ce a fost construită de către Radu Șerban în 1588. În momentul în care domnitorul venea la mănăstire să petreacă câteva zile pentru rugăciune, pentru reculegere, pentru meditație sau pentru sfat, trebuia să aibă o sală în care, dacă turcii ar fi trecut Dunărea, spre exemplu, putea să strângă sfatul țării și să decidă dacă strânge oastea și pleacă în război, dacă plătesc tribut sau pleacă în pribegie. Obiectele cele mai importante sunt expuse în vitrine, de jur împrejur, în special vestigii arheologice, iar celelalte obiecte sunt așezate pentru a recrea atmosfera de odinioară. Un alt punct de atracție la Mănăstirea Comana este mausoleul ridicat la inițiativa reginei Maria și a lui Nicolae Iorga.
În criptă se găsesc oseminte ale eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Sunt 750 de eroi, majoritatea români, dar nu numai români, bulgari, nemți, care au fost înhumați aici, multe cranii păstrând până în zilele noastre ororile războiului. Biserica are întotdeauna datoria de a păstra conștiința trează și de a aduce aminte de istoria noastră zbuciumată adeseori tuturor celor de astăzi. De aceea și noi am încercat să amenajăm mausoleul în urma proiectului de restaurare într-un spațiu primitor, într-un spațiu de rugăciune în care se poate oficia Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Programul iconografic a fost unul deosebit și a fost ales astfel încât să marcheze momentele cele mai importante din istoria locului. Tema centrală este învierea Mântuitorului Hristos, pentru că în biserică noi spunem că toți cei adormiți își dorm somnul de veci într-o așteptare a învierii celei de obște. Iar între sfinți au fost inserați și soldați din timpul primului război mondial în uniformele lor de luptă sau de gală. De asemenea, ca obiecte deosebite, candelele de cult folosite în mausoleu sunt două proiectile lucrate în ceea ce se numește astăzi arta de tranșeu, chiar pe câmpurile de luptă de soldați în anul 1916-1917. Ultimele cercetări atestă că la mănăstirea Comana s-ar afla și mormântul primului ctitor al mănăstirii, domnitorul Vlad Țepeș. Una dintre legendele legate de numele mănăstirii este aceea a morții și înmormântării primului ei ctitor, voievodul Vlad Țepeș. El a fost omorât în anul 1476 pe drumul comercial ce lega Bucureștiul de Giurgiu și, conform tradiției medievale, trupul trebuia să fie înmormântat în cea mai apropiată biserică sau ctitorie legată de numele său. Ori singura la sud de București din acea vreme nu era alta decât mănăstirea Comana. Ceea ce este foarte interesant este faptul că în urma unor săpături arheologice în anii 70, doi reputați arheologi, Lia și Adrian Bătrână, au descoperit în pronaosul bisericuței construite de el rămășițele unui bărbat decapitat, fără niciun însemn domnesc, fără nicio inscripție, dar monedele care erau așezate de jur împrejurul trupului erau monede emise în perioada lui Vlad Țepeș. Este posibil ca viitoarele cercetări arheologice să aducă lumini noi în ceea ce privește poziționarea exactă a acestui mormânt. La mănăstirea Comana, sunetul clopotului îți aduce liniștea muldorită, te încarcă sufletește. După lecția de istorie primită, ne-am recules câteva minute la marginea râului Neașlov. Aici am avut parte de o plăcută surpriză. Ne aflăm la Mănăstirea Comana, pe malul râului Neașlov. În spatele meu se află un alt monument ce trebuie bifat și anume prima cale ferată din România. Mai devreme am avut șansa să vedem și o vidră în apele râului, un lucru care se întâmplă destul de rar, așa că astăzi am fost norocoși. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră, e o zonă foarte aproape de capitală și care merită cu siguranță vizitată. Vizita noastră la Comana nu s-a încheiat încă. Am aflat de moara de hârtie și am vrut neapărat să aflăm despre ce este vorba. Nu departe de mănăstire, am descoperit un loc unde meșteșugurile vechi sunt încă prezente. Doi tineri pricepuți și talentați au readus la viață îndeletnicirile de odinioară, punând astfel în valoare frumusețea patrimoniului local. Noi ne-am gândit să aducem aici meșteșuguri care ar putea fi relevante în secolul 21, fiind o zonă cu delta, delta Neașlovului. Meșteșugul împletitului papurii ar putea fi un meșteșug foarte potrivit aici în zonă și din acest motiv am creat și un atelier de prelucrare a papurii, dar în satul meșteșugurilor avem și meșteșugul țesutului la război, care e un meșteșug care
s-a practicat în cam toate satele din România, ceramică și olărit, avem și o fierărie, un atelier de prelucrare a lemnului, o moară veche pe care sperăm să o punem în funcțiune cât mai curând și o brutărie și o bucătărie care, la fel, sunt în curs de a fi funcționale. Și moara de hârtie, bineînțeles, care este un pic separată, în sensul în care se ocupă de meșteșuguri legate de carte și cu ea am început, practic, ceea ce se întâmplă acum la Comana și la Satul Meșteșugurilor. Ansamblul Moara de Hârtie, Satul Meșteșugurilor, este un loc vizitabil. În fiecare sâmbătă și duminică suntem vizitați și de copii și de adulți, iar în cursul săptămânii avem ateliere de lucru. O zi de poveste. O zi ce ne-a adus multe amintiri dragi. Comana este frumoasă. România este frumoasă. Merită să o vizităm.